repete. Ce-o fi Așa. Și domnul profesor Victor Moraru, minunat. Bună ziua, dragi colegi, bună ziua tuturor. Sunt încântată să vă revăd și vă mulțumesc pentru prezență. Conferința noastră este una omageală. Îl sărbătorim astăzi pe Așadar, astăzi domnul Galacteon Berepceanu împlinește 70 de ani. Și, dragi colegi, s-au opus domnul Berepceanu să organizăm conferința aceasta, că să nu deranjăm colegii, să nu-i tragem de mânic în vacanță, în concediu, să nu-i punem la treabă, să nu-i tragem de mânic că să scrie și rapoarte. Dar eu am zis așa, că domnul Berepceanu nu își aparține doar mării sale. Probabil trebuie și lumea să deconecteze microfonul. Cei care nu vorbesc, să deconecteze. Așa. E mai bine așa. Da. Deci spuneam că domnul Berepceanu aparține și institutului. Îl revendicăm și noi. Așadar, sărbătoarea domnului Berepceanu este și sărbătoarea noastră. Și dacă în alte cazuri trebuia să rog colegii să participe, să ia cuvântul, să vorbească la o conferință, de data aceasta, domnul Berepceanu a fost foarte ușor. Colegii noștri au fost cei care au zis că vor să participe, că vor să vorbească, că vor să vă adreseze un cuvânt de bine. Și relaxați-vă și primiți omagiile noastre. Suntem aici 27 de persoane, da? 27-28 de persoane conectate. Dar mult mai mulți suntem care vă urăm la mulți ani, cu multă sănătate, cu gânduri bune, cu energie pozitivă, cu reușite în toate, domnule Berepceanu. Să vă dea Dumnezeu... Mulțumesc! Spor în toate! Spor în toate! Mulțumesc mult, doamna director! Să rămână! Și e o bucurie pentru noi să avem atâția oameni frumoși conectați la evenimentul nostru, să avem oaspeți de la Bălți, pe domnul profesor Gheorghe Popa, să avem oaspeți de la București, pe domnul academician Gheorghe Chivu, să avem un cuvânt de bine din partea doamnei Iulia Mărgărit. Nu este conectată, dar o să vă transmit eu mesajul doamnei Mărgărit. Și toți colegii care vă cunosc, vă respect, vă iubesc, vă prețuiesc și toate gândurile bune sunt astăzi pentru dumneavoastră, domnule Berepceanu. Cum spuneam, n-a fost niciun efort din partea mea să încropesc programul, adică să găsesc vorbitori. Oamenii au fost foarte deschiși pentru că dumneavoastră ați fost secretar 14 ani. Toate dosarele noastre au trecut prin mâinile dumneavoastră și ați tratat cu multă bunăvoință, cu mult respect, cu multă prețuire și asta nu se uită și toată recunoștința mea și a noastră pentru dumneavoastră, domnule Berepceanu, și toată prețuirea pentru omul care sunteți, toată prețuirea pentru cercetătorul care sunteți. Eu nu mă prea apropii de multe lucrări care sunt, știu eu, departe de area mea de preocupări, dar cartea dumneavoastră, Bertoldo, am citit-o cu plăcere și cu mult interes și cu admirație.
Colegii noștri vor spune mai multe. Eu mă opresc aici. Îl salut și pe domnul profesor Victor Moraru. Bună ziua! Bună ziua, domnule academician! Ne auziți, da? Domnul profesor, eu particip acum la o ședință. Da. Este conectat și domnul Oleg Chihai, președintele Sindicatului Știința. Așadar, mulți prieteni, domnule Verbeceanu, sunt astăzi aici ca să vă adreseze niște cuvinte frumoase. Ca să nu reținem prea mult pe domnul Moraru, sper că mă aude bine. Da, domnule profesor, mă auziți? Eu vă aud, dar nu știu dacă dumneavoastră mă auziți. Da, eu o să opresc microfonul ca să nu faci microfonie și știu că domnul Moraru are un cuvânt, o felicitare din partea Academiei de Științe. Da, mulțumesc. Vă rog, domnule Moraru. Mulțumesc. Stimați colegi, ca și toată lumea, eu mulțumesc. Domnul Butuc, opriți microfonul, vă rog. Da. Mă auziți, da? Domnul Moraru, vă rog să porniți microfonul. Da. Director. Sunt auzit? Sunt auzit? Eu vă aud foarte prost. Foarte prost. Bine. Aici este distincția Academiei de Științe, prin care este apreciată activitatea domnului Galaction Verbeceanu, doctor, conferențiar, cercetător, pentru succese remarcabile în activitatea științifică în domeniul istoriei limbii, sociolingvisticii, textologiei, precum și cu prilejul aniversării a 60 de la fondarea Academiei de Știință a Moldovei și împlinirea 75 de ani de la crearea primelor instituții științifice de tip academic, institutul care avea drept misiune cercetarea problemelor lingvistice, era tocmai această primă instituție care a existat în Republica Moldova, dar principalul acelei de-a 70 aniversări din ziua noastră. Felicitările noastre, domnul Verbeceanu, sănătate și multe împliniri noi pe tărâmul cercetării. Mulțumesc mult, domn profesor. Din partea instituției Academiei de Științe și din partea mea personal, toate urările de bine, de sănătate și de bună dispoziție și de noi realizări pe tărâmul lingvisticii. La mulțumesc! Mulțumesc mult, domnule profesor, pentru această posibilitate de a exprima un mesaj de apreciere și de felicitare domnului Galaction Verbeceanu. Mulțumesc mult. Mulțumesc. Vă mulțumim și noi, domnule profesor Victor Moraru. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și apreciați meritele domnului Verbeceanu. Dragi colegi, rugămintea mea este să oprim microfonia, toată lumea să-și verifice microfonul, să nu fie pornit, așa încât să ne putem auzi. Eu am auzit așa, mai mult am ghicit ce spune domnul Moraru decât am auzit, dar am înțeles că e de bine și am înțeles că ați primit o distincție, domnul Verbeceanu. Felicitări! Dragi colegi, mulțumesc. Este prezent alături de noi, așa, la în fața monitorului și domnul președinte al sindicatului, domnul doctor Oleg Chihai, are un cuvânt de spus în cadrul acestui eveniment și îl ascultăm cu
cu interes și cu drag. Bună ziua la toată lumea. Cu mare drag, domnul Umagiat, vreau să vă aduc cele mai sincere, cele mai frumoase și cele mai călduroase urări de bine. Dintr-un simplu motiv, pentru că în primul rând sunteți, pentru, în viziunea mea, un reprezentant al omenirii cu cele mai bune calități. De la dumneavoastră am învățat foarte multe lucruri. Felul dumneavoastră de a fi pentru mine este un model și faptul că dumneavoastră sunteți membru al Consiliului Sindicatului Știința, deci este o mare onoare și aveți un aport considerabil pentru că sunteți persoana, un mentor cu care de fiecare dată în cele mai complicate situații, deci puneți umărul și de la dumneavoastră avem cele mai înțelepte propuneri și cel mai important, cele mai echilibrate. Eu vă mulțumesc mult în calitate de președinte al Comitetului Sindical al Institutului de Filologie Română, pentru că dumneavoastră asigurați armonia în colectiv și grație calităților dumneavoastră de negociator, de iscusit diplomat, deci lucrurile merg destul de bine în cadrul institutului în aceste momente destul de controversate, destul de întortocheate, cu incertitudine totală în cercetare. Eu vă mulțumesc mult și cel mai important lucru, dacă m-ar întreba bunul Dumnezeu ce aș vrea din calitățile dumneavoastră, de la dumneavoastră aș vrea să copii echilibru nestrămutat cu care dumneavoastră activați în viață. Zâmbetul atunci când este o problemă mai dificilă și atunci cred că în situația respectivă, într-un confort care îl creați dumneavoastră, creierul gândește altfel și neapărat pozitiv. Pentru toate aceste calități care le aveți dumneavoastră și sunteți mentorul nostru la această vârstă înaintată, pentru că ați fost prea modest, deci eu în calitate de președinte Sindicatului Știința, deci am reușit să conving conducerea Confederației și am obținut pentru meritele dumneavoastră deosebite această insignă de onoare a Confederației noastre, în semn de, deci este cu semnătura domnului președinte Buza, și deci scrie următoarele. Domnul, deci Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova are onoarea să decerneze insigna de onoare a Confederației domnului Galaction Derepceanu, doctor în filologie, conferențiar cercetător, președinte al Comitetului Sindical al Institutului de Filologie Română al Academiei de Științe a Moldovei, în semn de recunoștință pentru activitate științifică prodigioasă pe parcursul a 40 de ani pentru promovarea imaginii valorilor sindicaliste în mediul academic și cu prilejul aniversării a 70 de ani. Eu cred că ați meritat-o pe deplin, pentru că precum strălucește această insignă, cred că asemenea strălucește și intelectul dumneavoastră în cadrul colectivului și sufletul dumneavoastră în fața bunului Dumnezeu. Totodată, să nu rămânem și noi... Mulțumesc mult! Deci, din partea Sindicatului Știința, deci am pregătit această diplomă. Deci este vorba de diplomă de gratitudine. Se decernează domnul Galaction Derepceanu, doctor în filologie, conferențiar, cercetător, pentru merite excepționale în
afirmarea idealului științei naționale pentru bogăția cunoștințelor, forța înțelepciunii și truda acerbă depusă în dezvoltarea lingvisticii și filologiei române, pentru atitudinea onestă față de colectivul Institutului de Filologie Română Bogdan Petricei cu Hășteu și pentru promovarea valorilor sindicaliste. Cu mare drag, și mai aveți și un plic cu o scrisorică de dragoste, deci de asta îl ridicați de la contabilitatea noastră. Mulțumesc. Și mai trebuia încă ceva, dar sper că doamna președinte a țării astăzi o să semneze diploma dumneavoastră de onoare din partea președinției țării, pentru că mi-am dorit la maximum, cum să zic eu, să vă încununăm cu laurii bine meritați. Din partea noastră aveți tot respectul. Vă dorim tot binele din lume care-i spre binele dumneavoastră și a celor dragi. Și cel mai important, bunul Dumnezeu să vă îndeplinească cea mai sacră dorință din adâncul inimii care o știți numai dumneavoastră, mai bine decât cum gândiți dumneavoastră. S-a realizat, să fiți bucuros că ea s-a realizat mai bine decât cum ați gândit dumneavoastră. Să vă avem încă mulți ani și vreau să vă spun că la vârsta dumneavoastră arătați foarte bine și ăsta e un semn bun că o să fiți alături de noi încă mulți ani, pentru că materie cenușie și experiența vieții sunt niște daruri care trebuie să ai ochi ca să le vezi, să ai înțelepciune ca să le înțelegi și cel mai important, rațiune, darul suprem al bunului Dumnezeu pentru a le folosi în scopuri benefice întregii societăți. Deci noi avem nevoie de dumneavoastră să fiți alături de noi încă mulți ani. Eu cred că pentru doamna director sunteți un ajutor serios, așa, în cele mai grele momente știți cum să vă expuneți părerea dumneavoastră și ea să fie constructivă. La mulți ani și binecuvântarea bunului Dumnezeu cu al său har și cu al său iubire de oameni peste întreg neamul dumneavoastră. La mulți ani. Mulțumesc, domn președinte. Mulțumesc mult. Cu mare drag. Da. Mulțumesc. Vă mulțumim, domnule președinte. Foarte îmbucurătoare intervenția dumneavoastră. Ați avut multe surprize în sac și vă mulțumesc pentru inițiativele frumoase pe care le-ați avut în raport cu evenimentul nostru și pentru prețuirea și respectul pe care le acordați colegului nostru, domnului Galaction Virepceanu. Într-adevăr, este un mare sprijin pentru mine și mereu mizez pe înțelepciunea și, cum ați spus bine, echilibru domnului Virepceanu. Când ne panicăm noi, când suntem mai speriați, domnul Virepceanu ne calmează, ne arată și alte perspective și lucrurile se limpizie, se liniștesc în preajma domnului Virepceanu, oamenii se simt siguri, se simt în siguranță, se simt comod, se simt bine și mie mi-e tare dor de discuțiile lungi pe care le aveam cu domnul Virepceanu despre bunica domnului Virepceanu, despre copilăria domnului Virepceanu. Ei, multe, multe amintiri frumoase din toți anii când am muncit cot la cot cu domnul Virepceanu. Mulți, mulți împreună să mai avem. Mulțumesc, doamna director. Cu mult drag, domnule Virepceanu, să știți că abia încep cuvintele de bine și toate sunt bine meritate. Domnul Virepceanu asigură nu doar buna funcționare a sindicatului, dar și buna colaborare a institutului nostru cu Universitatea din Bălți și noi cu domnul profesor Gheorghe Popa de la Bălți am pus la cale o faptă, un text semi-oniric, dar foarte veridic, domnule profesor. Și o să las pe domnul
profesor Gheorghe Popa să depene firul amintirilor și a visului și a narațiunii. Vă mulțumesc mult, mult stimat doamnă director, stimați colegi de breaslă, mult stimate domnule profesor Gheorghe Chivu și toți cei care sunt conectați sau doresc să se conecteze, să participe cu noi la această ședință. E o zi deosebită în viața și activitatea culturală științifică a țării noastre și în mod special a Academiei de Științe. Înainte de a trece la conținutul propriu zis al comunicării, voi face o digresiune căreia, ca de altfel și comunicării în întregime, îi voi da citire pentru a nu aluneca pe panta divagărilor obositoare și inutile. Mai adăugăm în subsidiar că în mod conștient am renunțat la o prezentare tradițională, cum se practică de obicei în asemenea situații, perseverând pe o modalitate care cu certitudine va fi pe placul omagiatului și sper și al celor care ne ascultă acum. Iată și digresiunea. Într-o după amiaza unei zile fierbinți de început de vară, mă străduiam să dau conținut unor idei care de la o vreme mă frământau. Ceva însă nu se lega, iar muza nu-mi dădea târcoale. Căldura apăsătoare și dogoritoare de afară răzbătea prin pereții casei, făcând aerul din cameră greu respirat. La un moment dat, simți cum o dulce moleșeală îmi învăluie tot corpul și, dintr-o dată, mă cufunda într-un somn atânc, cum rar mi se mai întâmpla. Nu știu câtă vreme să fi dormit, dar mă trezi tot așa de ușor cum adormise. Zăpușeala de afară slăbise, lăsând loc aerului recoros al serii. Conștientizai atunci că tot ce văzui în somn nu era altceva decât un vis, dar ce vis care mi se fixă în minte în cele mai mici detalii și în care evenimentele se succedau cu o repetiție uimitoare și într-o succesiune cronologică strictă, asemenea unui film bine regizat. Și, după cum toate cu noroc vin, la un interval de o zi mă întâlnesc cu distinsa doamnă Nina Korczynski, care, după ce i-am depănat pe îndelete visul, a venit cu inspirata idee de a face public această amintire afectivă, proaspătă după trezire, despre septuagenarul galaction grecian. I-am mulțumit pentru inspirata sugestie cu condiția că acceptă să fie complicele meu. Eu, care îl cunosc pe o magia de 43 de ani și ea, care îl cunoaște și colaborează cu el, cot la cot de peste 20 de ani. Așadar, se făcea că treceam prin vremă, plutind aiduma unui personaj al lui Mihail Bulgakov, pe deasupra unor locuri necunoscute, în fața ochilor, perindându-se mai multe așezări, sate, orașe și numeroase chipuri cunoscute și mai puțin cunoscute. De acolo, din înălțimi, înregistram în minte tot ce vedeam. Alte ori coboram printre eroii visului meu,
conversând cu ei sau pur și simplu urmărindu-le tacit acțiunile lor. Primul așa zis popas a fost în localitatea Slobozia, Ștefan Vodă, despre care nu știam prea mult. Cunoșteam bune oare că este locul de baștină lui Galaction Dereceanu, un bun cunoscut de-al meu și fără a exagera, un prieten devotat de care mă leagă mai multe amintiri luminoase, ce au trecut cu timpul în sentimente reciproce de amiciție. Așadar, am intrat virtual în casa soților Tatiana și Sava Dereceanu, care sărbătoreau modest în cercul familiei lor, la o măsuță rotundă cu trei picioare, aniversarea câțiva ani de la nașterea fiului Galaction. Privi la băiatul vioi și simpatic, purtător al unui nume extrem de rar, și constatai că seamănă leit cu mama sa, care parcă, ghicind mirarea și curiozitatea mea, declară că numele de botez, caracteristic unor fețe bisericești, i-a fost dat la insistența ei. Așa cum clipele în vis durează fracțiuni de secundă, iată-l pe Galaction după cei 7 ani de acasă, pășind în 1958 pragul școlii din satul natal și promovând clasă după clasă. Că elevul Galaction se deosebea prin niște aptitudini ieșite din comun, nu am putea spune. Era un elev obișnuit, cum se întâmplă cu mai mulți copii de vârsta lui, vesel și nu odată pus pe șori. Într-o zi, de exemplu, continuă mama, Tatiana, micul Galaction reveni în grabă de la școală și de la poartă strigă: mamă, ma ta știi cine e bunicul nostru? Păi cum să nu știu, bunicul nostru este Vania. La care Galaction, contrariat că maica nu știe nici atâta lucru, îi răspunse ferm: păi, cum să nu știu, bunicul nostru, la care Galaction mi-am contrariat că maica nu știe nici atâta lucru, răspunse ferm: nu, mamă, bunicul nostru este Lenin. Mama s-a fixat cu privire și, schițând un zâmbit abia zărit în colțul buzelor, șoptica pentru sine: știu eu. Zâmbi și eu și de la realitatea zilelor noastre m-am convins nu odată ce efect dezastruos avea ideologia regimului sovietic asupra copiilor. Mai aflai de la mama Tatiana că, de la o vârstă mică, tragedă, Galaction își petrecea timpul citind, uneori în dauna temelor care erau însușite în grabă. Văzându-l cu cartea în mâini, ea se bucura și aproba fără rezervă îndeletnicirea fiului său. Odată, sora mai mare, Ira, îl zări că citește pe furiș, lăsând la o parte manuale și îl pârâi: mamă, dar Galaction citește cărți la bibliotecă. Convinsă că face un lucru folositor. Mama însă, care nu a fost dată la școală de mică, așa erau vremurile când fetele nu prea erau primise la măsură, răspunse mulțumite: bine că citești. Nu mult după absolvirea școlii medii, este obligat, cum se obișnuia pe atunci, în 1968, să petreacă instruirea militară în rândurile forțelor armate sovietice. Cei 3 ani de serviciu în termen, ca matelot pe un vas militar de tip distrugător, îmbâxit cu armament de mare calibru, i-au părut o veșnicie, mai ales în primele luni. Dorul de părinți, de prietenii rămași acolo, de satul lui cel drag, îl măcina neîncetat. Alenare își găsise în cititul cărților,
împrumutate de la Biblioteca de Pierpaț, care aveau ca subiect frământările și suferințele personajelor provenite din mediul rural. O bucurie enormă a avut când descoperit printre rândurile de cărți romanul Ion de Liviu Rebreanu. Chiar dacă era o traducere în rusă, cititul îi producea o mare satisfacție, trăind și suferind împreună cu eroii cărți, de parcă se afla printre oamenii locului din satul lui cel scump. Lectura îi potolea oarecum dorul, ajutându-l să se adapteze mai ușor la regulile aspre ale vieții militare de pe corabie. La râul de mare, la expedițiile militare de 3-4 luni, pe mare și oceanul cu valuri învolburate, care izbeau cu furie în bordul vasului, făcându-se auzit un scrâșnet îngrozitor de fiare. Când furtuna trecea, se întâmpla ca nava să acosteze în porturi străine, marinarii având permisiunea să viziteze în grupa câte 5 persoane orașele de coastă din țări ca Algeria, Cuba, Olanda, Norvegia. După terminarea stagiului militar, îl aflăm pe tânărul Galaction Verebicianu la Facultate de Litere a Universității de Stat din Moldova în 1973. Am pășit alături de proaspătul student, trecând din aulă în aulă, din an în an, făcând cunoștință profesorii și colegii săi. Cei 5 ani de studenție, ca și anii serviciului militar, îl transformară dintr-un băiat timid și nehotărât în fața greutăților, într-o persoană încercată și ambițioasă, care dovedea judecată atâncă și manifesta seriozitate și chipzuință. Probabil, aceste calități i-au determinat pe mai marii facultății să-l recomande pentru participare la concursul anunțat de Institutul pe atunci de Limbă și Literatură al Academiei de Științe. Odată cu ocuparea postului vacant, în 1978, începe o fază importantă în viața protagonistului nostru. Aici, firul evenimentelor trăite în vis, încerc să-l împletesc cu momentele de viață ale eroului nostru, unele dintre acestea cunoscute și nouă. Așadar, preocupat să-și găsească un rost în activitatea de cercetare a Institutului, la îndemnul criticului literar Lazar Ciobanu, Galaction Verebicianu face cunoștință cu niște manuscrise vechi păstrate la Muzeul de Literatură de la Uniunea Scriitorilor, luând primele lecții de documentare în scrierea chirilică de la Lazar Ciobanu. A urmat apoi, în 1982, sfatul Tatianei Ileașencu, șefa sectorului de istoria limbii, de a cerceta mai îndeaproape aspectul lingvistic al celei mai vechi versiuni românești a romanului popular Vertov, fiind pus la dispoziție prin bunăvoința istoricului literar Gheorghe Bogaci o copie fotografică a manuscrisului aflat în arhiva Muzeului Istoric de Stat din Moscova. O deplasare de serviciu și nu una singură, cum s-a dovedit ulterior, în vederea consultării pe viu a exemplarului moscovit, se impunea cu certitudine. Aceasta a fost scutitura determinantă de a se consacra cercetării și editării românești, aparținând epocii vechi, preocupare destul de rar întâlnită astăzi. A plecat cu lupa în mână asupra manuscriselor provenind din timpul vechi, încerca să-și dea seama de valoarea fonetică pe care o ascundeau literele chirilice. Vă rog, unii colegi, să deconecteze microfonul. Eu înțeleg chestii în zice, vă rog, nu mă bruiați. Dificultatea însușirii grafiei chirilice consta în faptul că limba română a folosit timp de aproximativ 5 secole alfabetul chirilic, care a fost creat în primul rând pentru o limbă slavă. Preluat însă de limba română pentru a reda structura sa fonetică, alfabetul chirilic se prezenta, după expresia plastică a lui Rosete,
asemenea unei haine rău împrumutată și rău adaptată limbii române, deoarece dispunea de mai multe semne grafice decât avea nevoie limba română și, în același timp, avea puține slove pentru a reda unele sute specifice limbii române. De acest detaliu esențial, Galaktion Venețianu și-a dat seama când a pornit pe un teren puțin sau chiar deloc pătătorit, fiind în întregime un autodidact în problema deloc simplă de a pătrunde în adâncurile scrierii vechi românești. Tocmai din aceste considerente, de la aprobarea oficială a temii pentru teza de doctorat și până la susținerea ei publică, a trecut un timp destul de îndelungat. Primul rod al cercetării în domeniu a fost ediția critică intitulată Viața lui Bertoldo, un vechi manuscris românesc, apărut în 2002. Lucrarea este consacrată editării și cercetării celei mai vechi variante românești a romanului popular de origine italiană, pătruns în literatura noastră în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. În studiul filologic sunt examinate probleme privind originea și circulația legendelor care au stat la baza cărții, descrierea manuscrisului, datarea manuscrisului, opinia asupra manuscrisului, localizarea manuscrisului și chestiuni de filiație. Studiul lingvistic este consacrat cercetării aprofundate a fenomenelor de limbă la nivel grafic, fonetic, morfologic, sintactic, lexical și al formării cuvintelor. Textul propriu-zis al manuscrisului conține transcrierea celei mai vechi versiuni românești romanului popular Viața lui Bertoldo. În acest scop a fost aleasă metoda de prezentare în paralel cu transcrierea a filelor manuscrisului reprodus prin fotocopiere. În subsolul paginii se află aparatul negativ al ediției, ce cuprinde două secțiuni. În prima dintre ele au fost semnalate greșelile de scriere, modificările, grafiile insolide, precum și diferențele de natură fonetică, morfologică, sintactică sau lexicale, întâlnite între manuscrisul moscovit și versiunea de fondul secolului XIX. Comentariile lui Vereceanu pe marginea construcțiilor lingvistice ale textului, a paternității acestora, a perspectivii diacronice, care a modelat receptarea a contextului în care a apărut manuscrisul, deopotrivă cu prezentarea facsimilelor, reactualizează o epocă, ne pun la dispoziție un patern cultural, vorbesc despre continuitate și durată în limbă, literatură și cultură. Aflăm din studiu cercetătorul nostru cât de mult întâmplările picante, seba vitală a dialogului, cărcătura sugestivă și substratul ironic al discursului de romanul Bertoldo au inspirat folclorul românesc, pătrunzând și în bastele noastre. Se încheie volumul cu un indice de cuvinte ce cuprinde toți termenii comuni și proprii prezenți în textul romanului popular Viața lui Bertoldo. Despre importanța ediției, redutabilul profesor universitar bucureștean, un stimatul nostru Gheorghe Chivu, scria în prefața volumului: cercetare filologică temeinică, întreprinsă cu acribie și bazată pe o bună cunoaștere atât a literaturii de specialitate, cât și a stadiului atins de limba noastră de cultură la mijlocul secolului al XVIII-lea, volumul elaborat de Galaktion Venețianu va putea fi utilizat cu deplin profit de toți cei interesați de vechiul scris românesc, deopotrivă istorici ai limbii literare și istorice ai literaturii. El argumentează fără dubiu calitatea școlii filologice din Chișinău și pune încă o dată în evidență rolul pe care Institutul de Lingvistică în acest oraș și l-a asumat în valorificarea științifică a cărții vechi românești ajunse pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice. Am încheiat citatul. A urmat o perioadă de 14 ani în care Galaktion Venețianu ocupă funcția de secretar științific al Institutului de Lingvistică din 2000. În acest timp, colegii au avut de învățat de la Galaktion Venețianu lecția Migalei într-o perfecțiune.
atenția pentru detaliu, documentarea riguroasă, consecvența cu principiile și valorile în care crede, grijă pentru corectitudine de orice fel, lingvistică, administrativă, umană, sunt înscrise în scenariul comportamental și ființal al colegului nostru. Revenind în curând la preocuparea sa preferată și participă la concursul inițiat și finanțat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Și depune la întreprindere de stat manuscrisul lucrării intitulată Alexandre Cinoiană de 1790, un vechi manuscris românesc. E vorba de una din numeroasele versiuni ale romanului popular Alexandria, copie practic nestudiată și puțin cunoscută în mediul specialiștilor. Importanța ediției critice rezidă în faptul că reunește pentru prima dată în paginile unui volum atât reproducerea facsimilată a manuscrisului, păstrat în străinătate, Institutul de Manuscrise al Bibliotecii Naționale de Științe Vernadsky din Kiev, dublată de transliterarea în română, conform metodei interpretative a textului chirilic, cât și analiza temeinică a aspectului lingvistic, grafie, fonetică, morfologie, sintaxe, lexic, formarea cuvintelor, fapte de limbă fiind selectate, cercetate, sub raportul stadiului atins de limba română din a doua jumătate a secolului al XVIII. Menționăm că aceste două volume de incontestabilă factură academică sunt elaborate cu acuratețe de invidiat, devenind în momentul apariției lor lucrări de referință, permițându-ne totodată să constatăm fără puțină putință de tăgadă că la ora actuală Gatun Greceanu e cel mai profund cunoscător și în același timp subtil și unic cercetător în Republica Moldova al istoriei limbii române vechi. În prezent, Gatun Greceanu este interesat de cercetarea unui manuscris al romanului popular intitulat Sandipa, păstrat la Biblioteca de Stat a Rusiei și datat în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Mai precizăm de asemenea că Galaction Dereceanu a participat la două proiecte științifice internaționale. Primul, limba română vorbită în Moldova istorică, la care au luat parte cercetători la Universitatea de Lațiv, Universitatea Cuza de Iași, Universitatea Alegru Rosot din Bălți, Institutul de Lingvistică, și al doilea, limbă și identitate, stat de cercetători la Universitatea din Leipzig, Universitatea din Moldova, Institutul de Lingvistică al Academiei de Știință, Universitatea din Cernăuți, Universitatea din Kiev. Rezultatele înregistrate sub formă unor studii au fost incluse în cele trei volume care au apărut în Germania. Nu le vom numi acum. Portretul omagiatului nostru nu ar fi conturat suficient dacă nu am amintit aici de modul cum își manifestă el atitudinea disprețuitoare față de incompetenți și impostori. N-am amintit de delicatețea cu care te pescuiești când comiți vreun lapsus lingvie, de privirea rebelă când cineva debitează falsități despre limba română, identitate și conștiință națională, bilingvism, de harul humuleștean și zâmbetul șarmant de a povesti snoade și istorioare din viața de toate zilele, de patima pentru muzica populară românească autentică și pentru lectură, de obstinația de a evita, cu excepția zilei de astăzi, de a evita camerele de luat vedere și de a nu se complace în umbra multelor studii bine făcute, de spiritul gospodăresc pe care îl materializează cu satisfacție pe locul din jurul casei de vacanță. Acestea fiind, după părerea noastră, reperele marcante ale biografiei celui care este Galaction Dereceanu, doctor în filologie, cercetător științific, coordonator al Institutului de Filologie Română Bogdan Petrescu Hașdeu, nu ne rămâne decât să-i urăm la cei 70 de ani
multă sănătate, realizări în sfera de activitate care și-a ales subconștient și deopotrivă mulți ani înainte, voie bună și liniște sufletească alături de cei dragi și nu în ultimul rând alături de înțeleapta i sa soție Valentina. Bălțenii cu un buchet de flori vă urează la mulți, la mulți ani. Ia ca și buchetul, ia ca și buchetul. Mulțumesc! La mulți ani! Mulțumesc, domn profesor! Rămâna! Onorată asistență, doamna director își cere scuzele de rigoare și aduce scuzele de rigoare. Are o pană de cât a fost deconectată din această frumoasă conferință. De aceea, cu permisiunea dumneavoastră, în continuare, dăm cuvântul domnului Gheorghe Chivu, profesor universitar, membru corespondent al Academiei Române. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și pentru invitație. Mă bucur să revăd prieteni dragi. Mulțumesc și pentru vorbele bune rostite de cei cu care mă cunosc de foarte multă vreme. Și mă bucur că pot fi astăzi, chiar dacă de la distanță, dar ne vedem. Asta înseamnă că distanțele s-au anulat. Că mă bucur că pot fi astăzi alături de Galaction într-o zi atât de frumoasă. O zi care nu arată deloc că este în vârstă, s-a spus asta, dar asta este maturitate creatoare, nu este vârstă înaintată. Lucrurile mari se pot face de-abia de acum încolo, când alte lucruri trebuie puse deoparte și trebuie să ne consacrăm, hai să spunem, pasiunilor care au devenit la un moment dat viața noastră. Nu aveam de gând să citesc textul pe care l-am scris, dar iau exemplul domnului profesor Popa și o să reproduc textul pe hârtie, pentru că altfel se vor pierde anumite lucruri sau măcar anumite redactări pe care am încercat să le echilibrez pentru a nu cădea nici în excese, dar nici pentru a elimina anumite lucruri pe care vreau, insist să le spun în această zi importantă pentru prietenul nostru comun. În urmă cu aproape trei decenii, în a doua jumătate a lunii noiembrie 1991, delegația Marilor Institute Filologice din București și din Iași, anume Institutul de Lingvistică, Institutul de Fonetică și Dialectologie, unite nu peste multă vreme în cadrul Institutului de Lingvistică Iorgu Iordan Alexandru Rossetti, și Institutul de Filologie Română Alexandru Filipine, încheiau convenții de colaborare academică cu reprezentanții Institutului de Lingvistică al Academiei de Științe a Republicii Moldova. Era rezultatul unor discuții maraton, purtate cu maximă deschidere, cu căldură și cu speranța revenirii la normalitate, în colaborarea dintre cercetătorii lingviști ce trăiau și lucrau de o parte și de alta a Prutului. Erau vizate domenii și forme diverse de manifestare ale limbii române, lexicografie, lexicologie, gramatică, toponimie și antroponimie, dialectologie. Obiectul și scopurile cercetării desfășurate în cadrul instituturilor academice de profil din România și din Republica Moldova fiind în fond comune. Studierea formelor de realizare a uneia și aceleiași limbi, în sincronie și în diacronie, respectiv normarea aspectului cultivat actual al acesteia. Unirea forțelor era fapt unanim, constatat și acceptat, nu doar necesară, ci și firească. Un obiectiv inclus în aceste planuri de colaborare, duse în mare parte la bun sfârșit, chiar dacă nu în forma gândită în urmă cu 30 de ani, se impune însă în mod special atenției din perspectiva întâlnirii la care participăm astăzi. Realizarea unui catalog al manuscriselor românești păstrate în fondurile de carte vechi ale unor biblioteci sau arhive din fosta Uniune Sovietică, dar nu totdeauna cunoscute. România, țara înconjurată de români, cum admirabil spunea Nicolae Iorga, trebuia să identifice, să cunoască și să valorifice, prin efortul specialiștilor,
imensul patrimoniu cultural rămas sau ajuns în afara granițelor sale actuale, creat pe acele meleaguri de către etnici români sau transferat acolo prin achiziții, prin mutări de obiecte sau de fonduri, dar și prin voia mai mult sau mai puțin neștiută a sorții. Catalogul imaginat în 1991, de importanță aparte pentru istoria culturii noastre comune, urma să pună astfel în lumină documente ilustrative pentru scrisul vechi românesc, pentru a căror cercetare, pregătirea și competențele filologilor din Chișinău erau mai mult decât necesare. Trei cercetători s-au angajat atunci în munca dificilă de identificare și de descriere a manuscriselor noastre vechi, aflate în fondurile unor biblioteci publice sau în colecții particulare, în arhive, dar și în biblioteci mănăstirești din fostul spațiu sovietic. Valentina Pelin, Galacteon Vereceanu și Angela Savin. Cercetători ce cunoșteau nu doar limba oficială a țărilor în care urmau să facă investigații științifice, ci și dificultățile impuse de o cercetare de teren ce presupunea adoptarea atitudinii vechilor autori de texte și acceptarea privațiunilor specifice muncii acestora. Îi am în vedere aici pe autorii propriu-zici ai vechilor scrieri, dar și pe diortositorii cărților, pe copiștii sau pe simpli compilatorii acestora, și mă refer la acceptarea efortului intelectual major, de regulă anonim, subordonat integral textului studiat, nici când răsplătit cu adevărată măsură, desfășurat cu dificultate asumată și încheiat cu o muncă îndelungată și anevoioasă, specifice filologiei autentice, cu un studiu, un inventar sau, în chip fericit, cu o ediție. Iar efortul celor trei cercetători amintiți, îndelung, dificil și întâmpinând piedici de tot felul, s-a încheiat după trei decenii cu un catalog și cu câteva ediții toate remarcabile. Catalogul, intitulat Manuscrise românești din secolele 13-19 în colecții străine, Rusia, Ucraina, Bielorusia, semnat în forma finală de Valentina Pelin, a văzut lumina tipală în 2017, după multe întâmplări mai puțin fericite, prin grija unui colectiv restrâns condus de către domnul academician Andrei Eșanu. Iar piese de bază din aceste colecții, în principal copii manuscrise ale așa numitelor cărți populare, texte beletristice cu caracter istoric, scrie de înțelepciune sau de îndrumare morală, destinate cititorului cu pregătire culturală medie, au fost studiate, evaluate, din perspectiva scrisului nostru vechi, apoi editate pentru a fi cunoscute și folosite în scopuri științifice de către Galacteon Vereceanu, pe care îl sărbătorim astăzi. În urmă cu două decenii, scriind prefața pentru o foarte bună ediție filologică, afirmam despre prima lucrare importantă a sărbătoritului de astăzi, dr. Galacteon Vereceanu. Redau numai o parte din acea afirmație, pentru că domnul profesor Popa m-a fericit reluând afirmația în integralitate ei. Am văzut că această afirmație a fost selectată și pentru programul conferinței de astăzi. Înseamnă că nu doar că i-a plăcut și lui Galacteon și colegilor din Chișinău, ci și că poate spune adevărul. Eu pentru asta l-am scris, ca să spun adevărul. În urmă, deci cercetare filologică temeinică, întreprinsă cu acribie și bazată pe o bună cunoaștere atât a literaturii de specialitate, cât și a stadiului atins de limba noastră de cultură în mijlocul secolului al XVIII-lea, volumul elaborat de Galacteon Vereceanu va putea fi utilizat cu deplin profit de toți cei interesați de scrisul vechi românesc. Nu mai insist asupra citatului. Era textul publicat în 2002, în condiții grafice și editoriale de excepție, cu ediția unui manuscris moldovenesc, un numit de specialiști după originalul italienez, Viața lui Bertoldo. Manuscris ajuns în fondul Zabelin al Muzeului Istoric din Moscova. O traducere a unei scrieri ce ilustra încercarea de schimbare majoră a mentalității sociale, schimbare specifică secolului al XVIII-lea european. În cadrul textului, robul înțelept al cărților populare mai vechi, Esop, era înlocuit, ca exemplu de comportament și de atitudine, de țăranul liber numit Bertoldo, la fel de inteligent ca vechiul înțelept, dar deloc supus. Ediția era o continuare și o rafinare perseverentă a tezei de doctorat condusă de academicianul Nicolae Corlăteanu, teză prin care Galacteon Vereceanu obținuse titlul de doctor în filologie. Bun cunoscător al textului nostru vechi, Galacteon Vereceanu
S-a oprit ca membru al echipei de cercetare ce și-a asumat identificarea și studierea manuscriselor românești păstrate în fonduri din fostele țări sovietice, cu ochiul și cu pregătirea filologului deja specializat și asupra altor vechi cărți populare, scrieri destinate, cum spuneam, cititorului cu pregătire și cultură medie, dorm de cunoaștere, dar și de inițiere sau de modelare comportamentală. După Viața lui Bertold, o carte de înțelepciune, l-a interesat pe Galacton Velecciandru Alexandria, roman istoric ce evoca figura unui erou exemplar. Carte populară cunoscută la noi încă de la sfârșitul secolului al XVI-lea și răspândită prin copii numeroase în tot spațiul cultural românesc până în zorii epocii moderne. An la rând, atenția filologului s-a centrat asupra unui manuscris de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, în care este evocată istoria lui Alexandru Macedon, manuscris păstrat la Chișinău, studii de detaliu, publicate începând cu anul 2010, s-au transformat într-o ediție filologică completă, tipărită cu câțiva ani în urmă. Iar Sindipa, o altă carte de înțelepciune, se alătură în ultimul timp manuscriselor cercetate de filologul astăzi sărbătorit. Studiul unui manuscris al Sindipei de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, publicat în 2017, în numere succesive ale revistei Filologia, este cu siguranță forma preliminară a unei noi ediții de text ilustrative pentru eforturile remarcabile pe tronul filologiei făcute de Galacteon Vrecean. Sunt aceste exemple de editare științifică unor manuscrise românești vechi păstrate în fonduri de carte din spațiul slav răsăritan, rodul pasiunii și rezultatul unei perseverente și bune pregătiri de specialitate. Sunt însă totodată probe indiscutabile a unei culturi filologice solide și dovada unui exemplar sentiment al datoriei față de cartea românească veche. Datorie care, atunci când este împlinită, scoate la lumină, pentru specialiști și pentru publicul larg, comore ale scrisului nostru vechi, ce riscă altfel să fie pierdute. Datorie, continuitate și bună pregătire filologică, alăturate unei maturități științifice în mod repetat probate. Dovadă de perseverență și de competență, semne marcante ale activității unui cercetător matur dezvoltat culturii românești vechi. La această aniversare îi doresc lui Galacteon Vrecceanu să aibă putere neștirpită de ani și aceeași tenace dăruire pentru elaborarea unor noi și la fel de utile ediții științifice. Fondurile răsăritene care cuprind carte veche românească nu își vor epuiza prea curând comorile utile pentru cunoașterea adecvată a vechiului nostru scris literar. La mulți ani, Galacteon! Să ai sănătate, zile liniștite și totdeauna rodnice, marcate constant de bucuria datoriei împlinite. Mulțumesc! Mulțumesc, domn profesor! Domn academician! Da, mulțumesc. Vă mulțumim și în continuare voi da citire comunicării Oameni și cărți de dincolo de Prut, Ilea Mărgărit, permisiunea dumneavoastră. Am recurs la sintagma din titlu cu intenția de a scrie despre om de carte, întâlnit într-un spațiu anume, dincolo de Prut. Avea și are ca profesie, după cum am anunțat, cartea. Fie o citește, fie o scrie, fie și una și alta. Cu alte cuvinte, separarea celor doi nu prea iese cu putință, de unde și titlul binar. Trebuie să mai adaug că tot acolo, în acest spațiu, cunoscusim deja astfel de persoane, începând cu momentul în care autoritățile sovietice au permis vizitele româno-române. Evident, doar pentru nativii din zona secționată din teritoriul românesc, în vizită fiind ca o persoană privată, am avut parte de omenia localnicilor, neamuri și neneamuri. Am putut constata că pe planetă se mai conservă oaze și astfel de ființe păstrătoare și purtătoare ale calității umane supreme cu care Providența și-a înzestrat creația pentru a veni pe pământ. Atunci m-am alăturat necondiționat abatelui Pavel Amerin, a cărui întâlnire cu ospitalitatea moldovnească, fiind vorba de Moldova integrală, a rămas, dacă nu în analele istoriei, cu siguranță în cele ale literaturii, cu sprijinul lui Mihail Sadoveanu. Mult mai târziu, când perestroica a favorizat unele modificări imprevizibile și s-au deschis frontierele, mi-a fost dat să cunosc pe linie de serviciu, oficial deci,
omologii cu care urma să întrețin o fructuoasă colaborare. În această calitate am făcut cunoștință cu domnul Galaction Vrecceanu, secretar științific în structura Institutului de Filologie, cred că avea un alt nume pe atunci. După cum se știe, la întâlnirea a două persoane, impresia primă este decisivă. În cazul meu, nu ar fi trebuit să mă mai surprindă zâmbetul și luminozitatea din privirea dânsului, dovezi ale renumite ospitalități din partea locului, fiindcă luasem deja art. Cum mă așteptam, domnul Galaction Vrecceanu și-a onorat oaspeții cu asupra de măsură. Mai adaug că sentimentul de confort și distindere în beneficiul musafirului cu astfel de gazde m-a însoțit în toate sejururile, nu puține, de care m-am bucurat revenind la Baștină, un cuvânt mai mult decât uzual în zonă. În schimb, de atunci și până astăzi m-a săcăit numele domnului secretar în toată integritatea sa, prenume și nume de familie. Ca filolog, m-a preocupat obsesiv proprietatea termenilor și mi-am propus să îi clarific în interes personal. Prin urmare, și de data aceasta, cu puteri mici, am încercat o explicație plauzibilă. Involuntar, pentru început, a survenit conexiunea cu numele binecunoscutului scriitor Gala Galaction, în ciuda identității parțiale și a poziției diferite a competențelor. Apoi, origini distincte, pe de o parte, un pseudonim adoptat pentru rezonanțele sale speciale, deci, de cealaltă parte, un prenume selectat cu afecțiune părintească din omasticul local, căci alegerea Galaction, în cazul de față, s-ar explica după măturia proprietarului prin opțiunea maternă. Au intrat în joc, probabil, ineditul onomastic, raritatea acestuia și statutul purtătorului respectiv, dascăl de parohie. Poziționat social, ceva mai sus decât un mirian, numele acestuia, în bună credință a mamei, ar fi putut asigura copilului un permanent patronaj, camuflat în calitatea criptică a antroponimicului. Dincolo de supozițiile de mai sus, sursele informative confirmă un nume calendaristic de origine greacă, cu o semnificație particulară, cel care trăiește la înălțime, printre nori, destin mai puțin obișnuit pentru ființa umană. După Iorgu Iordan, dicționar al numelor de familie românești, Galaction constituie respectiv un nume călugăresc care circulă exclusiv în mediul slav, bulgară, rusă, ucraineană, și care ar sugera recluziunea pentru purtător. La rigoare, într-o interpretare personală, aș zice că Galaction anunță o persoană ale cărei preocupări trec dincolo de planul ușor accesibil, interesându-l în domeniul filologic, de exemplu, viața cuvintelor care au fost cândva, se înțelege, nu tocmai la îndemâna cercetătorului. Repararea și cunoașterea lor presupune strădanie, patos, ultimul cuvânt cu origine în înțelepciunea ilienă. Venind pe lume, într-o localitate cu nume neîntâmplător, Slobozia, una din multiplele slobozii din țările române, am putea crede că localnicii la naștere primesc traista lor spirituală un numit dar, astfel încât în calitate de profesioniști să tindă spre a cunoaște necunoscutul. Continuând analiza onomastică din punctul de vedere al numelui de familie, acesta are leva un construct românesc, un derivativ specializat în domeniu pentru a exprima originea Ianu și o bază mai greu identificabilă. Mi-ar fi plăcut să-l asociez cu denumirea unui obiect, Pan Basarabean, inseparabil de a gospodării și gospodăriile lor. Veret că, deși sunetele nu corespund la confruntare, mi-e greu să renunț la fantezie. Veretceanu, cu asimilare de timbru. Veretceanu, cu repetarea aceleași modificări. Veretceanu, dacă dorința de a rezolva cazul mă obligă să admit și că s-ar putea să fie implicat vreun toponim sau orice altceva, așa că rămân
în etapa de ipoteze pe care o las deschisă. Urmează foarte multe exemple, așa, am apelat la microilustrarea din Cartea Populară Alexandria cu intenția de a aproba atracția autorului pentru carte veche. Ca urmare a investigațiilor acestuia, cititorul află că probabil cea mai cunoscută dintre acest tip de lucrări a circulat în Chifiris și în Basarabia, pentru că provincia aparținea teritorial și lingvistic romanității. Copiștii nu ar fi procedat la executarea de variante locale dacă Alexandria n-ar fi prezentat interes la cotele epocii respective pentru un anumit tronson de public. Masa de particularități reperate de cercetători aproape l-au obligat să le dea atenția cuvenită. Cu pasiune și metodă le-a inventariat de la sunete până la alcătuirile pe seama lor. Universul în care s-a adâncit domnul Galaction Vreceanu l-a determinat să realizeze studii de fonetică, morfologie, sintaxă, lexic pentru limba veche și înțeleaptă din Alexandria. Dintre acestea, parcurgerea rapidă a repertoriului lexical a însemnat pentru mine o lectură cu ecou, cu unele dintre lemele care mi-au atras atenția, mă întâlnisem deja și în alte surse. Atestarea acestora în spațiul de dincolo de Prut înscriu Basarabia din punctul de vedere al evoluției limbii și cu acest prilej în ansamblu românității din care, cu urmări dureroase, avea să fie smulsă peste puțin timp. A comenta oricât de superficial Alexandria în varianta basarabeană, a vorbi cu referință de rigoare despre domnul Galaction Vreceanu, omul și cartea fiind inseparabil. Iulia Mărgărit. Eu îmi cer scuze. Mulțumesc. Text. Mă bucur că a revenit doamna director Nina Korczynski. Mulțumesc. Da. Doamna Mincu, mulțumesc pentru lectură. Scuze, dragi colegi. Evident, doamnei Margarit, da. Da, vă rog. Da, vă adresam scuze. Ceva s-a întâmplat, o pană de curent și am fost expulzată din această zonă de confort intelectual. Am revenit cu bine. Regret că nu am prins comunicarea domnului academician Chivu, poate altă dată. O să o trimit, doamna director, vă trimit textul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Chivu, că dorim să publicăm. O să îl trimit și indiscutabil, să publicăm toate comunicările, toate contribuțiile să se regăsească într-un volum. Dragi colegi, ascultăm în continuare pe domnul profesor Vasile Bahnaru. Sper că este conectat. Nu-l văd aici, dar este, da. Este conectat. Este, da. Da, stimați colegi, mă auziți? Da. Vă auzim. Da, iată. Vă auzim, dar nu vă vedem. Am auzit. E pornit camera. E pornit, ea, dar eu trebuie să citesc aici concomitent. Așa că am să încep cu faptul că vreau să-l felicit, sigur, pe domnul Vrebceanu cu prilejul tinerii vârste bătrâne. Și urez marinarului filolog Galaction Vrebceanu sănătate de stejar secular și succese remarcabile în domeniul filologiei române. Domeniul maritim, lăsându-l în trecutul junelui Galaction Vrebceanu. Aici s-a vorbit despre, chiar în amănunt, despre activitatea lui Galaction Vrebceanu,
ca filolog și în special ca istoric al limbii române, eu am să reiau câteva idei. Sigur că, volens, nolens, ești impus de situații să le iai. Dar, în primul rând, aș vrea să menționez dexteritatea acestui tânăr bătrân care știe să conlucreze cu colegii. La prima vedere pare un om, să zic așa, retardat. În sensul, în ghilimele luat cuvântul, retardat în sensul că el niciodată nu reacționează direct și mai ales violent la o temă luată în discuție. Și stă, cumpănește și numai după o pauză de cugetare, să zic așa, își expune, își exprimă opinia vis-a-vis de o problemă sau alta. Deci, se trece la acțiune filologul. S-a evidențiat deja, cum spuneam anterior, despre preocuparea lui de filolog. Întrucât studiile pe care le-a realizat se referă nu atât la lingvistică, eu zic filolog, vă rog să fiți atenți. Întrucât studiile lui referitoare la istoria limbii, la studierea manuscriselor despre care s-a vorbit deja, adică viața lui Bertoldo și Alexandria, viața împăratului Alexandru Macedon, sau Macedon, aceste studii, ziceam, nu sunt o realizare sau nu se referă, mai bine zis, numai la lingvistică, ci reprezintă mai ales un studiu de filologie în general, sau studii, hai să zicem. Este un fapt cunoscut tuturor specialiștilor în domeniu că studiul lingvistic al unui text din trecut nu se limitează la examinarea strict lingvistică a acestuia, a textului, adică inclusiv a grafiei chirilice, ci obligă autorul să apeleze la informații nu numai extralingvistice, ci și extrafilologice chiar. Să zicem, calitatea hârtiei, anul producerei și în funcție de anul producerei și fabrica care, unde s-a produs, în funcție de acest lucru se determină atunci când lipsește anul scrierii sau anul tipăririi cu tărui sau cu tărui manuscris. Adică locul realizării tiparului. După care urmează informații filologice propriu-zise, valoarea culturală a textului, locul acestuia în patrimoniul nostru cultural, valoarea artistică și literară a textului, etc. Urmate de studiul lingvistic concret, particularitățile fonetice, lexicale și gramaticale ale textului respectiv. Acestea ar fi, în opinia noastră, caracteristicile fundamentale ale studiului lui Galaction Verevcianu, consacrat în special romanului popular Viața lui Bertoldo, inclusiv ediția critică în stil academic a acestui roman popular publicat de Galaction Verevcianu, ce se impune ca un studiu exemplar, realizat cu acribie, demonstrând cunoștințele temeinice privitoare la limba și cultura românească de la jumătatea veacului al XVIII-lea. Chiar dacă acest roman cunoaște o editare anterioară semnată de Magdalena Georgescu din 1999, când 2099 n-am ajuns și nu știu dacă o să ajungem, dar mai mult sigur că nu, studiul lui Galaction Verevcianu cuprinde unele aspecte speciale în plus. Este vorba de faptul că în paralel cu transcrierea textului, reproducerea prin fotocopia originalului, iar la sfârșit conține un indice al tuturor cuvintelor din text, indicând și frecvența acestora de altfel. Deci, e mic cu calculatorul ăsta. Ediția lui Galaction Verevcianu cuprinde și
în una din ședințe din secțiunile aparatului critic aflat în subsolul paginii, diferențele dintre cea mai veche versiune a vieții lui Bertoldo păstrată pe strata manuscrisului Isabelin, aflat în secția de manuscrise a Muzeului de Istorie din stat de Moscova, editat aici. Și copia aproape identică aflată în cuprinsul manuscrisului numărul 7 românesc 1750 de la Biblioteca Academiei Române. Nu avem niciun dubiu, bazându-ne pe multiple probe concrete, că studiul Galacton Verbician reprezintă un model de practică filologică, iar volumul respectiv, în mod profitabil, pentru toți, este profitat pentru toți cei interesați de vechiul scris românesc. Deopotrivă, istorici ai limbii și istorici ai literaturii. Am toată convingerea că studiul lui demonstrează cu probe științifice irefutabile că autorul lor a ajuns deopotrivă la vârsta maturității biologice și la aceea a maturității intelectuale. Nu vorbesc despre sex aici, că asta e altă problemă și e curat intimă. Și a asumat o asemenea sarcină și a cunoscut-o astfel de bucurie atunci când a editat, după o cercetare asiduă, încheiată cu o apreciată teză de doctorat pe care a susținut-o asupra cărții lui Giulio Cesare Croce de la Lira, Viața lui Bertoldo. Nu am să mai insist prea mult. Tot prin calități similare se impune, să zicem așa, și romanul popular Alexandria, adică textul conservat în manuscrisul 817 din Kiev, intitulat încolo un titlu, în mai multe feluri, denumirea cea mai frecventă fiind Împărăția lui Alexandru Macedon. Punerea în circuitul științific a unei versiuni posterioare celui mai vechi manuscris românesc cunoscut până astăzi și conservat în Codex Neagoianus din 1620, se impune prin următoare. Manuscrisul depozitat în afara spațiului românesc și astfel mai greu accesibil se află într-o stare de păstrare mai mult decât nesatisfăcătoare. Un factor nelipsit de însemnătate este faptul că scribul manuscrisului Ștefan, original din Putna, având în față un exemplar provenit probabil de la mănăstirea Putna, unul din centrele importante din Moldova istorică privind difuzarea cărților populare, a copiat manuscrisul la Chișinău. Vă rog să rețineți, copia e realizată la Chișinău, localitate la acea vreme cu puțină tradiție în redactarea și răspândirea scrierilor românești. Și așa cum spuneam, studiile lui Galaction Verepșanu interesează nu numai pe lingviști, pe filologi în genere, ci și pe alți cercetători, istorici, să zicem, istorici literari, care sunt în virtutea ocupației lor mai puțin preocupați de textologie. Așa, ca să nu lungesc vorba, caracteristicile, dimensiunile manuscrisului și așa mai departe, numărul de pagini. Am să vă spun un lucru, că pe lângă informația extralingvistică sau de care vorbeam, autorul insistă în mod conștient și în cunoștință de cauză asupra particularităților de limbă ale acestor două manuscrise. Este vorba de nivelul fonetic, este și interpretarea de altfel a literelor chirilice, în cea mai mare parte, nivelul fonetic, nivelul lexical, nivelul gramatical, nivelul sintactic. Și ceea ce m-a mirat pe mine și m-a bucurat totodată, Galaction Verepșanu nu a descoperit nici o particularitate, fie fonetică, fie morfologică, fie lexicală sau sintactică, specifică limbii moldovenești. În primul rând, zic, studiul acestor realizate de Galaction Verepșanu asupra acestor două manuscrise, în special, zic, se caracterizează prin faptul că ele și studiul și concluziile sale, concluziile lor, demonstrează cu lux de probe
că este vorba de una și aceeași limbă, nu avem o altă limbă decât limba română. Că fie că ea e scrisă la Chișinău, fie că e scrisă la Slobozia, nu Galaction. Totodată vine să combată toate rătăcirile, aberațiile politicienilor din ziua de astăzi. Și ca să închei, nu mai fac trimitere, filele, chestii și așa mai departe. Să închei, îi doresc lui Galaction Verebceanu la mulți ani și la mai mare. Și în fine, florile pe care ți le ofer sunt abstracte, dragă Galaction. Concretă și atrăgătoare fiind consoarta ta, Valentina, adevărata floare a existenței tale. La mulți ani și sănătate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, dragă Vasile! Mulțumim! Hei, te arăți și tu acolo! Bine faci! Vă mulțumim! Să te desfăcuți de-o mamă, băi! Vor să fiți sănătoși! Mulțumim. Este un academician de la București, spunea că când am plinit el 80 de ani, nu 70 ca tine, ești tână, domnule, spunea, a făcut o autoepigramă, că nu e greu, dragi contemporani, să trăiești 80 de ani. Invers, că este greu, dragi contemporani, să trăiești 80 de ani. După asta nu e greu, că te uită Dumnezeu. Dar tu ai 70, așa că mai avem. La mulți ani, Gala. Mulțumesc. De altfel, pentru ascultători, încă un lucru. Eu am lucrat vreo mai mulți ani, el în calitate de secretar științific și se pare că am lucrat cu succes. Sunt convins, nu știu care e opinia altora, dar am lucrat bine și în folosul comunității noastre filologice, să zic așa. Să trăiți! Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule profesor. A remarcat domnul Bahnaru faptul că o trăsătură esențială a domnului Verebceanu este cumpănirea, adică nu este impulsiv, vulcanic. Este foarte echilibrat, foarte cumpănit și în acest sens domnul Verebceanu este foarte congruent cu specificul cercetării domniei sale, întrucât să lucrezi pe texte vechi. Trebuie să ai foarte multă răbdare, să ai un spirit pedant, să revii, să buchisești, să analizezi, să un spirit vulcanic, incendiar, așa impulsiv, nu cred că s-ar descurca cu o astfel de muncă. Nu e așa, domnul Verbeceanu? Da, o fi fiind. Mulțumesc. Eu pot de acum să mă retrag, doamna director? Da. Vă mulțumim, domnule. Ei, bă, da, proste, de bunătate. Da, mai multe despre omul, savantul, colegul Galaction Verebceanu o să ne vorbească doamna profesor Angela Savin. Mulțumesc, doamna director, iubit omagiat Galaction Verebceanu, în altă adunare, stimate domnule academician Gheorghe Chivu, care acum a dispărut din fața camerei de la vedere, dar auzindu-și numele a revenit, mulțumim. Și dragi colegi, zilele acestea citeam un material despre Carpați, despre misterele munților care acoperă o treime din țară, tuneluri secrete, statui inexplicabile și recorduri impresionante. La fel și cu oamenii. Unii se înalță ca niște movile, alții ca niște coline, iar ceilalți ca niște munți. Și dacă munților le-ai dat să apară de pe urma încrețirii și ridicării treptate a straturilor pământului, ca apoi peste mii de ani să înceapă a se nărui, omul, vezi, Doamne, apare mai tare ca un munte, deoarece el poate crește în timp și pe măsura dăinuirii sale se poate înalța tot mai sus și mai sus. Această înălțare a omului se datorează nu factorilor naturali, ci celor personali. E vorba de asiduitate, perseverență, curaj, inteligență și foarte multă muncă.
O asemenea personalitate, aș îndrăzni să afirm, este și domnul Galaction Verepceanu, pe care la ceas astral îl omagiem amical și respectuos. Pe domnul Galaction Verepceanu îl cunosc de o viață. Colegi de serviciu, de cabinet și de proiecte, niciodată nu ne-a dezamăgit, întotdeauna a fost bun la inimă, deschis, comunicativ, cu un fel de căldură ce radiază din toată făptura domniei sale, dar și un serios și profund cercetător. Filolog, specialist în istoria limbii, textologie și editarea textelor vechi în sociolingvistică. Este autor al monografiilor Viața lui Bertoldo, un vechi manuscris românesc, studiu filologic, studiu lingvistic, ediții de text și indice de cuvinte, Chișinău 2002, Alexandria, Chișinăuiană de la 1790, un vechi manuscris românesc, studiu lingvistic, facsimile și ediții de text, Chișinău 2016, și actualmente, în cadrul proiectului de stat, lucrează la studiul monografic Sandipa, un vechi manuscris românesc. O spun în calitate de responsabil de sector în care activează Galaction. A participat în colaborare cu Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan, Alexandru Rosetti din București, la scrierea volumului Pronume Românesc. A participat, așa cum a spus antevorbitorul meu, în perioada 2003-2006, la proiectul științific internațional Limbă și Identitate în spațiile multilingve, Soldat cu 3 volume editate. De asemenea, a participat la proiecte instituționale, criterii privind periodizarea limbii române, factori interni și externi în evoluția limbii române, aspecte lexicogramaticale și sociolingvistice în istoria limbii române, direcții actuale în cercetarea limbii române, și actualmente la proiectul de stat de cercetare, valorificare științifică a patrimoniului lingvistic național în contextul integrării europene. Domnul Galaction Verepceanu a detestat, cercetat, descifrat și descris, conform instrucțiunilor de lucru, manuscrise românești păstrate la Moscova, la Biblioteca Națională. Un lucru de salahor, când nu știi de multe ori ce cauți și ce vrei să găsești. Complexitatea acestei activități pentru mulți din cei prezenți este străină și necunoscută și constă în multe aspecte foarte dificile. Depistarea manuscriselor românești scrise în limba slavonă și diferențierea lor de alte manuscrise scrise în slava bisericească, dar în alte țări decât Țara Moldovei sau Țara Ugrovlahiei. Această activitate necesită o înaltă pregătire specială pe care la noi, la institut, o au doar câteva persoane. Domnul Galaction Verepceanu este un cercetător de o foarte bună pregătire lingvistică, variată, cu o aplicabilitate în diverse domenii de activitate a unui cercetător filolog, ceea ce este mai rar întâlnit pe la noi, istoria limbii, textologie, descifrarea textelor vechi în limba slavonă și română veche, lexicologie, semantică, gramatică, căci toate aceste domenii trebuie să fie aplicate în studierea manuscriselor. Dacă este să continui paralela între caracteristicile carpaților și trăsăturile de caracter ale lui Galaction Verepceanu, aș spune că numele carpaților vine de la tribul de daci al carpilor, care trăia în Moldova, în Carpații Orientali, iar numele acestora vine de la un cuvânt indo-european care înseamnă piatră. Probabil că și oamenii care se nasc în această zonă, în Moldova, poartă în sine caracteristica motivării denumirii toponimice de Carpați. Semnul distinctiv ce a generat numele fiind de tare, permanent, dârs, invincibil, rezistent și durabil. Domnul Verepceanu cu siguranță înglobează în sine toate aceste însușiri, demne de un popor, după unii cel mai vechi de după era glacială, ce își trage o bârșă din munții Carpați. Să știți că și oamenii de probitate se caracterizează nu doar prin înălțimi, după cum se caracterizează munții Carpați, prin culmele lor, care albesc la soare aituma zăpezilor veșnice din vârfurile cele mai înalte, văzute de la mare departare, dar și profunzimea lor, a gândurilor, trăirilor și reflecțiilor. Și dacă piscurile munților sunt văzute de toată lumea, stârnind admirația sau poate gândul imposibilității ajungere la ele, atunci profunzimile lor, ascunzișurile tăinuite, peșterile enigmatice,
Trecătorile tainice sunt știute doar de ei, de mulți. La fel și cu personalitățile marcante. Sunt nu doar asemenea piscurilor înalte ale munților, dar și profunzi, ai doma peșterilor, la căror adâncime nu a ajuns încă nimeni până nici chiar cei ce le personifică. Și dacă citim că munții Carpați ascund mai multe formațiuni din piatră și rocă, dar modul în care ele s-au format rămâne încă un mister, putem spune că mister rămâne și modalitatea de formare a omului, filologului, cititorului, scriitorului, colegului, profesorului, amicului, a domnului Galacton Verepceanu, care este în permanentă căutare, evoluție, descoperire și găsire. La mulți ani, stimate domn, către noi culm, neexplorate încă, dar și spre noi profunzim. Mulțumesc, dragă Angela! Mulțumesc! A sunat ca un poem, doamna Sabin. Mulțumim! Finală mai cu seamă. Mulțumim! Dragi colegi, avem o contribuție din partea literaților, că toți suntem un institut unitar. Îl ascultăm în continuare pe domnul profesor Alexandru Burlacu. În prefața la faimoasa lui istorie a literaturii români de la origini până în prezent, George Călinescu deosebea trei feluri de specialiști ai disciplinii la noi. Cei interesați, iubitori de literatură veche, de literatura secolului XIX și cei care nu se aventurau de obicei mai jos de 1900. Întâi se ocupau cu așa zisa literatură veche, luând-o de la Macarie Letopisețerul și ducând-o până pe la Conache. Aceștia erau lingviști și istorici, interesați de literatura veche, dar nu sub raport estetic, ci documentar, care făceau o, citez, pioasă confuzie între cultură și literatură. Citat închis. Figurile ilustrative pentru această categorie de specialiști erau Nicolae Cartojan, cel care a fixat modelul pentru secolele 16-18 și Sextil Pușcariu, secolul al XVIII-lea, cum se știe, a fost dominat de Imperiul Otoman, care a decis să nu mai numească boieri locali în postul de domnitor al țării românești și al Moldovei, ci negustori greci din Istanbul, numiți fanarioți. Ce s-a întâmplat cu literatura de atunci, cu marii cărturari ai epocii? Cantemir se află în exilul rusesc, Neculce s-a retras la moșia lui, Radu Popescu în călugărie. Pe la 1740 se naște Enăchiță Văcărescu, ale cărui prime versuri văd lumina tiparului în 1787. Timp de 50 de ani, este greu să nu observi dispariția literaturii originale culte. Singurele forme de literatură care leagă generația lui Cantemir de cea a lui Enăchiță sunt traducerile, argumente ale continuității noastre culturale în epoca fanariotă. Pentru a preciza locul lui Bertoldo în literatura română veche, trebuie amintit faptul că cele mai vechi sunt scrierile cu caracter religios, apocrifii sau nu, jitiile viețile de sfinți, florilegiile de maxime precum Floarea darurilor sau Fiziologul și romanțurile, cu precizarea că acelea eroice, de aventură, războinică, le preced pe cele cavalerești și erotice, Erotocritul, Etiopica și altele. Primele cărți de înțelepciune sunt cele inițiatice pe temă filozofică, Sindipa, Varlam și Ioasaf, urmate abia după 1700
de cele satirice și comice, Esopia, Bertoldo și altele. Un istoric literar al procesului literar de astăzi este interesat să afle ce se hrănește sau cu ce, din ce se hrănește, totuși, imaginația puținilor cititori. Cum se știe, mai întâi din acele cronici versificate anonime, apoi din așa numitele cărți populare, din ce în ce mai citite și spre 1800 masiv tipărite. Între acestea, Alexandria a fost o lectură de căpătâi pentru mulți și pentru multă vreme. Era cea mai populară carte la români. Alexandria a fost o lectură de căpătâi pentru mulți și pentru multă vreme. Heliade Rădulescu a învățat să citească pe Alexandria. În 1839, Barițiu, de exemplu, scrie cu umor despre lecturile dezordonate ale generației lui. Cea din tâi carte, Ce ne căzu în mână, îți vei aduce aminte că fu Alexandria, știi? Că adevărurile ei atât de nepătrunsese de mult, încât pe când ne puseră profesorii pe Curtius latinesc ca să-l explicăm în școală, noi le țineam de minciuni acele care le pomenește acest scriitoriu clasic despre Marele Alexandru, pentru că aici nu era pomenire de bătălia cu piticii și istoria lui Poriu împăratul, nu era scrisă ca Alexandria. Același George Călinescu la compartimentul traduceri apocrife, medievalități întârziate, cărți de colportaj, se arată nedumerit că burlescul unui pulce, Luigi, atrage mai puțin decât bufonadele lui Giulio Cezare. Iar Ariosto e umbrit cu totul de autor de cavalerisme degradate. Citat închis. Secolul XVIII, cum arată Nicolae Iorga și demonstra mai târziu Alexandru Duțu, nu e cu desăvârșire lipsit de miez. Că tipăriturile și traducerile cresc numeric după mijlocul lui. Cu toate acestea, este greu să nu observi dispariția literaturii originale, literaturii culte. Viața lui Bertoldo, cum aflăm din enciclopedii, apare în Italia sub semnătura lui Giulio Cezare Croce, circulă apoi în întreaga Europa. Acest text reprezintă un exemplu elocvent pentru modul în care literatura occidentală laică pătrunde pe teritoriul românesc. Prelucrarea acestei cărți populare în viziunea unor cercetători îndeplinește o multitudine de funcții în spațiul cultural receptor. Ea promovează prin întregul său ansamblu narrativ și prin forma jocului de întrebări și răspunsuri primul sau primatul raționalității și al intelectului, relevat mai ales în figura protagoniștilor. Accentul cade pe dreptate și echitate socială, pe asumarea statului dat și pe raportul cu dublu sens dintre monarh și supus. De altfel, pregătindu-mi pentru o conferință acum o săptămână, am recitit viața lui Bertoldo. Și am descoperit că Vasile Vasilache vine enorm din literatura populară. Chiar am găsit câteva așa sugestii la care trebuie să revin. În contextul despărțirii literaturii originale, manuscrisele de acest gen, o traducere dintr-o altă traducere, din italiană în greacă și din greacă în română, prezintă un interes minor sub aspectul maestriei artistice sau al gradului de fidelitate a traducerii. Valoarea romanului popular stă în valoarea de document de limba română în a doua jumătate a secolului XVIII.
meritul lui Verepceanu constă, lui Galacton Verepceanu, constă în noile valorificări arhivistice, în scoaterea din anonimat a unui manuscris al romanului despre Bertoldo, în descifrarea foarte nevoioasă a textului. Vreau să vă spun că în câteva cazuri am încercat și eu să descifrez cu lupa lui Galacton, să descifrez textul, așa și n-am mai reușit. Până la urmă, Galacton mi-a spus ce-i scris aici și scris dincolo. Dacă ți-aduci aminte, Galactoane. Da, sigur. Descrierea foarte nevoioasă a textului, a stabilirii filiațiilor între alte manuscrise. Totul e făcut cu atenție, cu grijă, meticulos. De altfel, domnule academician, atunci când am apucat sau am convenit că să scriu despre, să vorbesc despre Galacton, despre Omagiat, i-am spus, știi, eu mi-aduc aminte un cuvânt din domnul Chivu, acribie. Și probabil de atunci cuvântul acesta a intrat în dicționarul meu activ. Probabil mi-a plăcut foarte, foarte mult. Astăzi nu l-am folosit. Am vrut să spun scrupulos, dar nu mi-a plăcut cuvântul. De altfel și eu am în text citatul pe care l-a preluat domn profesor Gheorghe Popa. Totul e făcut cu atenție, cu grijă, meticulos. Investigația este axată pe inventarul slovelor, fonetica, morfologie, sintaxa, lexicul, formarea cuvintelor care sunt completate cu reflexe despre valorile stilistice ale substantivelor în vocativ, valoarea efectivă a pronumelui nehotărât unul, de exemplu, a enunțurilor interrogative și așa mai departe. Dintre figurile stilistice sunt evidențiate comparația și am să vă citesc un lanț de comparații. Omul care le, de altfel în stil așa baroc, omul care le este fără de muiere, nota bene, este ca o vie fără de gardul și cu o țarină fără fântână, gârlă, fără de țermuri, grădină, fără flori, dumbravă, fără frunză, struguri, fără bobițe, pom fără de roadă, oraș fără neguțitori, cetate fără păzitori, palaturi fără de ferestre, turn fără de scară, trandafir fără miros, inel fără piatră scumpă, copaciu fără de umbră, mare fără pește, levadă fără pom. Și nu era destul, mai în continuare și mai scurt. Cela ce este lipsit de această dulce tovărășie poate să se numască o oglindă fără lumină și un diamant fără strălucire. Citat închis. Sau metaforă. Sigur că aceste metafore sunt niște metafore kitsch sau metafore lingvistice, metafore locuri comune. Dar le citesc. Gândul inimii, aripile înțelepciunii, vitejia sufletului, cumpana dreptății și altele. Manuscrisul, observă autorul, e impregnat de, citez, un număr foarte mare de maxime, proverbe și ghicitori. Galacton Verepceanu ne-a oferit un text atent supravegheat filologic, ceea ce e un lucru, ce e lucru cel mai important. Competiția sa cu investigațiile precedente funcționează stimulator. Autorul ia în calcul existența a 8 manuscrise, al căror subiect îl constituie viața lui Bertoldo, 6 dintre care s-a spus așa, 3 peste... Totodată, el reprezintă cea mai veche copie păstrată, fapt care a atras după sine editarea sa în volumul Viața și așa mai departe. Din dosarul receptării acestui volum, constatăm că
Drepceanu depășește toate așteptările în domeniu, furnizând un material documentar imens, cu un zel al acribiei și completitudinii demn de invidiat. El este un documentarist, în opinia noastră, excesiv, un editor care nu rezistă tentației de a demonstra că, ei, asta e slăbiciunea tuturor, că viața, atunci când suntem îndrăgostiți de o temă, că viața lui Bertoldo ar fi un etalon al limbii literare într-un secol, vorba lui Mircea Vulcănescu, al ispitii Eline în, citesc, dimensiunea românească a existenței. Drag Galaction, George Călinescu deschide istoria literaturii române de la origine până în prezent la compartimentul epoca veche, secolul 16-19, și spune că literatura română începe cu, scrie aici, tornă fratre. Deci, nu știu ce înseamnă chestia asta, vezi că unii savanți spune că tornă înseamnă chipurile a te întoarce, alții mai noi din epoca noastră spune că tornă sus la securitate. Eu zic toarnă, Galacton, toarnă astăzi, pentru că ai ajuns la o vârstă frumoasă, ești vigoros și adă-ți aminte ce spuneam pe vremuri, pentru că îl cunosc pe Galacton aproape de 50 de ani, am locuit la aceeași scară, băieții noștri au prietenit, cel mare, vă zic că, și aveam și noi, pe vremea când la mod era metoda structuralistă de cercetare, să apelăm la unele semne. Deci, dacă avem nevoie să stăm de vorbă, să discutăm, să stăm la un strop de vorbă, îl sunam și spunem, Galaction, hai, vin, te rog să-mi ajut să mutăm dulapul. Vezi că nu era vorba de dulapul îndrăgostit al lui Emil Brumaru, era vorba de un simbol, un semn, semiotica noastră, de altfel era mult mai bogată, nu spun toate cuvintele, poate îți aduce aminte cu troleibuzul pe ușa de și multe altele. Îți doresc, Galaction, multă sănătate, inspirație, cu carul și poftă de toate, sublinez toate cu majuscule. Așteptăm noi... Mulțumesc, dragă Alexandre. Așteptăm noi studii. Mulțumesc. Mulțumim, domnule profesor. Foarte densă comunicarea dumneavoastră. Într-adevăr, la noi ajunge varianta stilizată a manuscrisului, explicată cu detaliu, dar până acolo e drumul lung să confrunți atâtea variante, să surprinzi dinamica limbii, specificul fiecărei variante de manuscris. E o muncă extraordinară aici. E și geometrică și algebrică și varianta pe care o citim noi e o bijuterie. Domnul profesor m-a înveselit cu un citat, pe toți le-am înveselit, cred, citatul despre muieri cu seria aceea de comparații, de determinativi. Citesc și eu, dacă îmi permiteți, doar o frază care mi se pare foarte suculentă și congruentă cu ceea ce a citit domnul Burlacu. Din Bertoldo. Muiare este veselia tinerilor, mângâierea bătrânilor, bucuria copiilor, veselia zilei, dezmerdare nopții. Iubește credința, este cu dulceață la împreunare, e curat celebie, a vorovi, să întreb pe domnul Vrepceanu ce înseamnă asta, curat a îndemna, cu bunătate a porunci, deci trebuie totuși, gata într-o ascultare, opa, cinstită la alegere, cu o rânduială a merge, cu înțelepciunea mânca, cu măsura a bea, blândă cu oamenii. Frumos. Celebii frumos a vorbi. Aha, iată.
Foarte păstos așa acest limba din, din Bertoldo. O plăcere să, să citești. Dragi colegi, să nu-i fur din timpul domnului Bărbuță. Bună ziua, stimați colegi. Nu știu dacă mă auziți. Auzim și vă vedem. Da, da. Vreau și eu să fac o mică prezentare în legătură cu evenimentul de astăzi. Îi voi da citire. Îl cunosc pe domnul Verepceanu tocmai din perioada slăvitei noastre tinereți consumoliste. Dar așa e pe lumea asta, trec anii ca apa și cum aniversările sunt un bun prilej de rememorare, îmi voi permite și eu să alunic pe panta amintirilor. Totuși nu voi încerca să evoc aici munca depusă de noi pe câmpurile colhoznice, pe la diferite șantiere de construcție, pe la subotnicile comuniste sau activitatea noastră în calitate de membri ai drujinii populare și altele de felul acestora. Nu mă voi încumeta nici să mă refer la studiile elaborate de Omagiat, e un domeniu în care cunosc puține lucruri și apoi colegii care au vorbit până acum au spus suficiente detalii. Voi încerca doar să amintesc unele aspecte legate de activitatea domnului Verepceanu în calitatea dumnealui de secretar științific al Institutului de Lingvistică într-o perioadă cu multe dificultăți. Așa s-a întâmplat că, de fapt, domnul Verepceanu a fost cel care m-a determinat în cele din urmă să mă instalez în fotoliul de șef. După încheierea alegerilor, un pic cam furtunoase și după numirea în funcție, urma să vin la institut și să preiau conducerea. Situația însă era puțin delicată. În mod normal, procedura aceasta ar fi trebuit să fie coordonată de domnii de la secție. Se vede însă că dumnealor nu se încumetau să vină și să-i spună academicianului Silviu Berejan, scoală tu să se așeze el. În schimb, mă chemau și îmi cereau insistent să merg la institut. Evident că nici eu nu eram pregătit psihologic pentru un astfel de pas. Cu atât mai mult cu cât, de fapt, nici nu mă așteptam să câștig acest concurs. Motivând că mai aveam ceva treabă la vechiul loc de muncă, eu continuam să amân de la o zi la alta realizarea acestei cerințe a superiorilor. În aceste condiții, domnul Verepceanu m-a găsit și mi-a spus: mă, vino la institut ca altfel, și a început să-mi descrie o situație care era nu chiar plăcută și care continua să se deterioreze. Desigur că după un astfel de îndemn mi-am luat inima în dinți și într-o bună zi mi-am făcut apariția la institut și fără să fiu însoțit de vreun reprezentant al secției, am preluat, mă rog, conducerea institutului. După câteva săptămâni de dezmeticire pentru mine, a trebuit să numesc și un secretar științific. Am discutat cu câțiva colegi mai vechi de la institut și la recomandarea lor am decis să-l numesc în această funcție pe domnul Caracteon Verepceanu. Evident că exista și o anumită opoziție, dar în condițiile de atunci înțelegeam foarte bine că nu e un prea mare privilegiu să te afli într-o astfel de postură. Aceasta deoarece eram conștienți de faptul că nu vom avea ocazia să fim preocupați doar de organizarea manifestărilor științifice, de editarea lucrărilor sau mai știu eu de alte activități pe care le implică procesul de cercetare. Explicația era foarte simplă. Din lipsă de mijloace financiare ne vedeam obligați să facem tot felul de munci doar ca să putem asigura cele mai elementare condiții de activitate. Pentru supraviețuirea institutului eram puși în situația să ne ocupăm de absolut toate treburile și nu doar în calitate de mari organizatori ai procesului de cercetare. De fapt, apăream în postură dublă, de unici reprezentanți ai administrației institutului, dar și în calitate de simpli lucrători, făcând tot felul de munci, dus, adus, încărcat, descărcat, mutat, reparat, priză, lacăt, ușă și multe, multe altele. Venit dintr-o familie de la țară, domnul Verepceanu se caracterizează ca și orice țăran basarabean prin două trăsături definitorii: dragoste de muncă și insistența în atingerea scopului stabilit.
În ce îl privește pe domnul Verepceanu, țin să menționez că și-a îndeplinit conștiincios toate obligațiunile care îi se cuveneau de drept, dar și pe cele care îi mai reveneau suplimentar în calitate de bonus, să spunem așa, fără a se eschiva în vreun fel oarecare. În plus, nu l-am auzit niciodată să se plângă de faptul că ar fi nevoit să îndeplinească o adevărată muncă de salahor. Și atunci când folosesc acest cuvânt, ar trebui să mă credeți că nu exagerez deloc. Acum, după atâta vreme, trebuie să mărturisesc că problema centrală cu care ne-am confruntat în tot cei 7 ani și 3 zile de activitate la cârma Institutului a fost, după cum ești firesc să fie în țara noastră suverană și independentă, subfinanțarea cronică, sau mai direct spus, sărăcia. Astfel că majoritatea întâmplărilor din această perioadă întipărite în memoria mea sunt legate de eforturile depuse pentru a scăpa de acest veșnic blestem al basarabeanului. Ca să vă dați seama de situația de atunci de la Institut, ar trebui să știți că Institutul avea la rubrica mijloace financiare un singur articol, salarizarea. Alte mijloace speciale, procurarea utilajului, inclusiv a hârtiei, nu existau sub nicio formă, nemai vorbind de mijloace pentru editarea lucrărilor. În ce privește dotarea cu mijloace tehnice, Institutul avea în posesia sa doar 2 calculatoare obținute și o imprimantă, obținute printr-un proiect de colaborare cu partea germană. De fapt, toate acestea erau pe hârtie. În realitate, în stare funcțională erau doar calculatoarele. Astfel că atunci când iar imprimanta era arsă și nici nu mai putea fi reparată. Așa că atunci când trebuia să reprezentăm vreun document la instanțele superioare, ne rugam la vecinii noștri istorici sau mergeam cu aceeași rugăminte la un coleg al meu de la Liceul Prometeu. Este adevărat că Institutul avea și un mic venit din închirierea a 2 birouri, doar că aproape toată suma câștigată era plătită pentru serviciile comunale. Noi achitam această sumă celor de la Ministerul Justiției care gestionau clădirea. Ei știau de suma obținută de noi și din prea mare dragoste față de noi ne curățau și de puțini bani de care am fi putut dispune. Am judecat și ce e de făcut și atunci, la propunerea domnului Verepceanu, am pornit să negociem și să le demonstrăm celor de la minister că nu fac bine ceea ce fac. Am observat că domnul Verepceanu are o încredere foarte mare în corectitudinea funcționarilor statului. Eu sunt mai sceptic în această privință, dar am făcut-o și pe aceasta. I-am adresat și o scrisoare doamnei ministru. Totuși, încercările noastre au avut același efect. Niciun fel de efect. Așa că a trebuit să căutăm o altă posibilitate de a ne face auziți și înțeleși. Am analizat situația și am observat că cei mai mulți bani se luau pentru energie electrică. O altă cale ca să demonstrăm că cifrele erau inventate, nu aveam decât dacă ne instalam un contor electric, ceea ce am și făcut. Cu toate acestea, în primul an a trebuit să achităm toată suma prevăzută de contractul semnat de vechea administrație. Însă în următorii 6 ani am putut să ne asigurăm un minim care ne permitea să ne sufocăm definitiv. Este adevărat că până la urmă ne-au fost luate și cele 2 birouri pe care noi le închiriam, cei de la Cancelarea Guvernului, după 6 ani de zile, și-au dat seama că noi mai avem ceva mijloace ca să supraviețuim și ca să ne mai restrângă puțin, mă rog, și acel canal pe care ne mai veneau acele mijloace, ne-au făcut și acest lucru. Am încercat și aici să negociem, dar rezultatul a fost același. N-am reușit nimic. De fapt, am găsit și alte mijloace. Au fost numeroase alte modalități de găsire a mijloacelor financiare, mai puțin reușite, unele mai puțin reușite, altele mai reușite, dar totuși am căutat să ținem Institutul la suprafață, așa că am depus o muncă mai mult, să-i spunem așa,
de ordin birocratic decât de muncă de organizare a activității noastre de cercetare. La final, țin să menționez că nu mi-am propus să analizez și să prezint sistematic în detaliu activitatea domnului Verepceanu în calitate de secretar științific. Cred însă că cele câteva crâmpeie de notă denotă că de pe urma muncii depuse de dumnealui a avut de profitat neîndoielnic întregul colectiv al Institutului de Lingvistică, chiar dacă poate în detrimentul cercetărilor personale. Lucrul acesta a fost făcut în detrimentul activității de cercetare pe care probabil că ar fi putut să o realizeze în această perioadă și nu a mai realizat-o. La această frumoasă aniversare, domnul Verepceanu este încă tânăr și dorim să întinerească în continuare. Multă sănătate și putere de muncă pentru a duce la capăt proiectele la care lucrează. La mulți ani, Galaction! Mulțumesc, dragă Ioane! Mulțumesc! Sănătate, Galaction, și putere de muncă! Mulțumesc! Mulțumim, domnule Bărbuț, ne-ați purtat așa prin istorie. Eu mi-am amintit, într-adevăr, în 2006 și dumneavoastră în calitate de director și domnul Verepceanu în calitate de secretar științific. Mutați scaune, mutați mese, cărați. Domnul Bărbuț mi-a semnat dosarul pentru susținerea tezei în timp ce muta o masă. Și își amintește și domnul Bărbuță și domnul Verepceanu și alți colegi de spectacolul, ca să nu zic calvarul susținerii primii mele teze de doctorat, finalizat în 2006, susținut în 2008, deoarece unui academician nu-i plăcea numele Nicolae Dabija. În fine, a fost o situație stresantă, neplăcută și profund nedreaptă și domnul Bărbuț s-a străduit cât a putut de tare să clarifice, să rezolve. Și am avut mereu parte de empatia, înțelegerea și ajutorul domnului Verepceanu în 2008, când am susținut teza de doctorat, contribuția domnului Verepceanu a fost foarte importantă, inclusiv la editarea cărții. Și asta nu se uită, domnule Verepceanu. Pentru mine a fost o lecție de umanitate și de onestitate și de colegialitate atunci. Și vă mulțumesc peste în ani. Plăcere, cu plăcere, dragă. Dragi colegi, cine mai dorește să vorbească, să mai spună câteva cuvinte? Spunea domnul Dumitru Petri că ar vrea să intervină. Și dumneavoastră sunteți bineveniți și cine mai dorește să vorbească. Da, dacă se poate, am să spun eu câteva cuvinte. Da. Dragă Galactiorn, știe toată lumea că suntem prieteni vechi și că ne-am avut totdeauna de bine, de aceea te îmbrățișez frățește și pe tine și pe soția dumitale, pentru că și cu dânsa ne cunoaștem de mulți ani și de asemenea ne avem de bine. A spus o vorbă foarte potrivită și elocventă domnul Bagnaro, parcă despre Galaction și soția sa, parcă sunt creați de aceeași mamă. Într-adevăr, amândoi au spirit gospodăresc. Pentru mine, Galaction Verepceanu este sinonimul lui Ilie Moromete, al lui Marin Preda. O mare dragoste pentru a lucra o parcelă de pământ, pentru a avea în grădină nu numai roșii și pepeni și mai nu știu ce acolo, castraveți și multe altele, dar și flori. Deci nu uită de partea estetică a lucrurilor. Încă o calitate care îi unește foarte mult pe amândoi. Au voci plăcute, au cântat în corul Academiei mai mulți ani și le place muzica populară românească. Nu muzica kitsch, dar cea populară, cu adevărat frumoasă și duioasă.
Galaction, într-adevăr, este un om de omenie. Despre dânsul ca lingvist, eu nu mă apuc să vorbesc pentru că sunt literat și au vorbit cei precedenți, toți au vorbit profund și pe drept despre dânsul ca lingvist. Eu pot să vă spun doar atât, că când am niște dubii în privința situațiilor gramaticale, în primul rând apelez la Galaction Verepceanu, pentru că el este foarte binevoitor și bun cunoscător. Dar cât privește, s-a spus că și sindicatele aici au intervenit și au spus că Galaction Verepceanu este și un bun șef de sindicate. Eu chiar aș zice că e puțin spus bun. Este foarte bun. Îmi amintesc ziua de 8 martie din anul trecut. Galaction a organizat-o în așa fel și a vorbit în așa fel încât tot sexul duios din cadrul, sexul frumos din cadrul institutului nostru a fost înduioșat mai mult chiar decât înduioșat, îndulcit de cuvintele spuse de dumnealui, prezentându-le ca cercetătoare și alte virtuți omenești. Aș vrea să vă mai spun că s-a menționat, dar vreau să spun și eu, într-adevăr este un spirit foarte echilibrat și binevoitor. Deci, încă o dată, vă cuprind pe amândoi, vă pup și vă doresc mulți ani împreună. Mulțumim! Mulțumim! Mulțumim, dragă Dumnezeu! Dar cine mai tare cuprins? Asta domnul Alexandru știe fără să spun eu. Mulțumesc! Mulțumesc de atenție! Da, mulțumim pentru cuvinte calde, domnule Petre. Dacă mai dorește cineva să vorbească, vă rog. Am văzut și câteva mesaje. Doamna Ina Negrescu Babuș i-a adresat un mesaj de felicitare domnului Verepceanu și... mai erau câteva, dar nu le văd aici. Doamna director, îmi dați-mă eu vreo cuvinte să zic și eu. Da, desigur, doamna Vulpe. Da. Doar un scurt cuvânt așa de sinceră felicitare, așa. O sinceritate până la refuz de la Galaction, pentru că suntem într-adevăr, ne cunoaștem, hai, să zic, din secolul trecut, ca să pară mai mulți ani. Oricum ne cunoaștem, am venit cam o dată la institut, din câte mi-amintesc eu. Adică ai venit câteva luni, probabil, mai târziu decât mine. Și chiar de atunci am remarcat aceeași trăsătură de caracter. Un om foarte și foarte echilibrat. Foarte și foarte compatibil. Adică e foarte greu să-l scoți din fire pe Galaction. Eu nu știu, nu l-am văzut niciodată să-i sară țandra, hai să zic așa, mai moldovenește. Asta este o trăsătură de invidiat, mai ales pentru un bărbat, așa îmi închipă eu. Și iată această calmitate și-a păstrat-o pe tot parcursul anului. Pentru că suntem și cu birou alături, adică nu am avut niciodată voce așa gravă alături de peste perete. Da, Valentina poate spune mai multe, dar eu cred că și Valentina remarcă acest lucru. Sigur că a fost și el, a trecut și el prin adversități personale, hai să zic așa, dar care nu i-au marcat aceste calități. Este o personalitate și atașată unor crezuri constante și care n-a manifestat niciodată așa, eu știu, dubii în exprimarea adevărului. Munca care face Galaction, a făcut-o și o face, sigur că este o muncă deosebită, o muncă terminologică deosebită. Deci este foarte multă acribie. Ori acest lucru poate să-l facă în fiecare.
chiar nu fiecare filolog ar zice. Ce să zic, Galacteon, la această vârstă frumoasă, cum zicea Vasile Bahnaru, tânăr bătrân, dar eu aș zice, nu știu, am vrut spun altfel, dar mai bine nu zic, e totuși, nu contează vârsta calendaristică, să zic așa, contează vârsta biologică, până la urmă. Slavă Domnului, te vedem și probabil că, într-adevăr, așa și este, te simți bine, viguros, sănătos, ai încă poftă de viață, poftă de lucru. Da, Domnul, să ai parte în continuare de ani buni, ani frumoși în viață, ani care să-ți aducă rezultate frumoase, în care să te bucuri tu și să ne bucurăm și noi. Este foarte important să știi să te bucuri de bucuriile altora, hai să zic așa, tautologic. Ani de viață lungă, stare bună, dispoziție bună, realizări frumoase și, desigur, în tandem și împreună cu Valentina. Vă știm de ani buni împreună și de-a Domnul să fiți așa împreună până la cele mai adânci bătrânețe. Dar la timpul care trece, oricum să nu vă picure regretul, pentru că, până la urmă, așa e viața. Contează nu cât trăiești, dar contează cum trăiești. Ori voi trăiți o viață frumoasă împreună și vă doresc să aveți parte de ani frumoși în continuare și sănătate și la mulți ani! Mulțumim! Mulțumim, Anișoara! Mulțumim! Să rămână! În spiritul literaturii populare, să asculte de femeie și să fac cum vrea! Asta știm noi! Mulțumim, dragi colegi, dacă mai dorește cineva să vorbească, e bine. Dacă nu, eu zic să-i adresăm la mulți ani și unui alt coleg de-al nostru, e vorba de domnul Ieremia, care pe data de 3 iulie am plinit o vârstă rotundă așa și nu l-am putut convinge să-i organizăm o conferință, dar asta nu ne împiedică să-i zicem la mulți ani, să-i transmitem toate gândurile noastre bune și urări de sănătate și de forțe și de vigoare intelectuală și toate bucuriile pe care și le dorește domnul Ieremia. La mulți ani domnului Ieremia, la mulți ani domnului Verepceanu. Ce bucurie a fost să facem acest circuit de idei calde, frumoase, pozitive. Ce bucurie să-l avem aici pe domnul academician Gheorghe Chi. Vă mulțumim încă o dată, domnule academician, pentru prezență, pentru participare, pentru colaborare, pentru prietenie și colegialitate. Mulțumesc eu pentru invitație și pentru faptul că m-ați acceptat între voi. Ei, cu mare drag mereu. Și mulțumim și domnului profesor Gheorghe Popa de la Bălți. În filologia, în următorul număr din filologia, această comunicare a domnului Popa, la care am subsemnat și eu, va fi publicată și o vom putea citi pe îndelete. Dragi colegi, acum poate omageatul nostru dorește să spună câteva cuvinte. Da, mulțumesc. Da, mulțumesc. Dragii mei prieteni și colegi, vreau să vă mulțumesc în mod deosebit pentru cuvintele calde. Uneori chiar prea lăudabile la adresa mea, va trebui să mă ridic la nivelul acestor urări și să continuă ceea ce am făcut. Mulțumesc în mod deosebit domnului academician Gheorghe Chivu, dragul meu prieten de o viață, care de altfel este mentorul meu în problema, în cercetarea filologică a textelor vechi. Dumnealui m-a convins, în special când a fost referent la teză,
pe urmă ulterior și de la care am deprins foarte multe lucruri. Și atunci când am fost în acele două luni de stagiere la Institutul de Filologie, mi-aduc aminte de perioada aceea și ulterior, în calitate de îndrumător, mi-a fost și la prima lucrare și la a doua și sper că și la următoarea. Da. Mulțumesc, dragă Gheorghe. Acum îi mulțumesc, desigur, domnului profesor Gheorghe Popa și colegilor de la Pălți pe care îi văd acolo în imagine. Da, ne leagă o prietenie îndelungată și rodnică și foarte sinceră. Încă o dată mulțumesc. Mulțumesc, desigur, doamnei director. Doamna director care m-a convins până la urmă să accept. Dar am pus eu o condiție să fie doar online. Să nu apărem așa cu atâta lume în condițiile de pandemie. Mulțumesc, doamna. Doresc spui că băut. Da. Nu, nu, n-ai dreptate, Vasile. Vă spun, dar mai târziu. Mulțumesc domnului profesor Alexandru Burlacu, prieten tot de mulți ani. Evident, nu trec cu vederea pe draga noastră colegă Angela Savin, responsabilă de sector și chiar prietenă cu care lucrăm în continuare. Cine nu i-am... Pe ex-directorul Ion Bărbuț, evident. El a trecut așa în revistă câteva activități de ale noastre în perioada aceea de foarte grele condiții. Dar până la urmă ne-am descurcat și grație bunăvoinței lui, ajutor, într-adevăr, când trebuia și reparam și ridicam mobilă și tot așa. Mulțumesc mult domnului Vasile Bahnaru, cu care într-adevăr am conlucrat câțiva ani în calitate de în administrația institutului și el punea sub, nu punea sub semnul întrebării, activitatea noastră a fost o activitate prodigioasă, cu folos pentru institut. Mulțumesc tuturor care, anișoarei, colega noastră de sector, nu colegă, dar vecină de sector. Și desigur că mulțumim tuturor care au și doamna Mincu, evident, mulțumesc mult. Doamna Răileanu, pe care o văd aici, și doar Botnaru. Și doamna Botnaru, care, Liliana Botnaru, care a depus foarte mult efort pentru elaborarea acestei invitații, program. Mulțumiri și recunoștință tuturor colegilor care au asistat astăzi, au fost alături la acest eveniment aniversar. Mulțumesc mult! La mult, mult, mult sănătate tuturor! Mult drag! La mulți ani încă o dată, domnule Virepceanu. Dragi colegi, vă mulțumesc și eu pentru atenție, pentru răbdare. Gând bun doamnei Iulia Mărgărit, gând bun tuturor colegilor care sunt acum în vacanță, în concediu și nu s-au conectat aici. Vă rog, dragi colegi, să expediați comunicările dumneavoastră pe adresa doamnei Liliana Botnaru ca să putem să le publicăm.
Și mulțumesc doamnei Mincu, cât timp am fost eu aruncată peste bord de pana de curent, am moderat doamna Mincu. Gând bun tuturor și să ne revedem cu bine. Și să cântăm la mulți ani. La mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Așa, pupă, pupă. Galactioase, vă spun un banc. Doi naufragiați pe o plută, americani. Unul din ei, cu mulți ani, stă acolo și îngenunchează, se roagă la Dumnezeu și promite mare acusare, în sensul că promite totul, ci Doamne, salvează-mă, mă rog, după naufragie, că am să fac cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Dar tu stai alături și sunt în zare, taci, taci. Și la un moment dat, ăsta care sunt în zare îi spune celui în genunchiat, și măi, nu promit prea mult că vezi sermul. Adică vezi sută de ani, Andrei, și eu, Galaction. Chiar s-o ai, Galaction. Da, mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc tuturor. O zi bună în continuare. Sănătate. La mulți ani. Ce vă doriți. Mulțumim. O petrecere plăcută. Da. Familia Virepceanu. Mulțumim. Mulțumim. Frate, mulțumim. Mulțumim organizatorilor. Sărbătoare frumoasă în continuare. Mulțumim. Cred că sarmalele sunt fierbinți, plăcintele miroase. Aici. Mai bun. Poate e cald. Așa e canicula asta.